primul rând locația, este foarte frumoasă, mi-e foarte drag de ea, ne-a ieșit o treabă de excepție, zic. Lucrăm cu 7 artiști tatuatori, fiecare pe altă specializare. Și începe ușor, ușor să afle lumea de noi, că dacă cineva s-o fi gândit că eu, fiind persoană publică, deschid un business, mamă, rup norma și alargă câinii cu covrigi în coadă și vin la mine toți oamenii, nu e așa. Nu e așa, durează, ia timp. Un business e practic un copil pe care îl crești și noi îl creștem. Da, au venit și câteva persoane publice și urmează să mai vină și eu, sincer, de-abia îi aștept. Este un business pe care l-am deschis împreună și să vedem ce o să facem cu el mai departe, că e nou, e mic, are 5 luni. Pentru părul ăsta superb, am avut o perioadă în care mi-a căzut și într-adevăr am făcut niște tratamente, am mers și la Ensar Duman la clinică, am făcut un tratament cu laser, după care am făcut niște injecții în scalp, PRP, dacă nu mă înșel, așa se numesc. Nu fac, în momentul ăsta doar evit să-l coafez des, ăsta este el, asta e forma lui naturală. Nu-l întind cu placa, nu-l vopsesc, adică îi vopsesc rădăcinile când e nevoie și cam atât.